Milioane de pasageri trec în fiecare an prin aeroporturile europene, zborurile se supraaglomerează. Ce soluție este o necesitate cerul unic european? Ce soluții vede Parlamentul European la această problemă? Da, este o necesitate. Acest proiect a început încă din 2004. Au fost diferite etape, a fost SES 1, SES 2, acum este SES 2 Plus, Single European Sky 2 Plus. Deci este nevoie pentru că este nevoie de mai multă eficiență în controlul traficului în Europa. În acest moment există 28 de societăți comerciale care prestează acest serviciu de control de trafic, societăți naționale. Deci, practic, spațiul aerian al Uniunii Europene este divizat în 28 de, să le spunem, sectoare. De aici sunt și problemele care apar. Spre deosebire, de exemplu, de Statele Unite, în care există un singur spațiu aerian care este controlat de mult mai puține centre de control de trafic ca în Europa. Și atunci s-a încercat să se facă un sistem eficient care să nu țină cont de granițele naționale. Există un paradox, pe pământ nu mai avem granițe, pe cer există încă granițe, ci să se țină cont doar de eficiența controlului de trafic. Pas cu pas, pentru că bineînțeles că există voci care se împotrivesc. În principiu s-a discutat despre suveranitatea spațiului aerian, se discută despre locurile de muncă ale controlorilor de trafic, se discută despre, bineînțeles, despre veniturile statelor membre, pentru că fiecare avion care survolează un teritoriu plătește o taxă. Sunt multe aspecte care intră în calcul. Însă, ce este evident este că un avion în Europa nu zboară ca pasărea de la punctul A la punctul B direct, ci zboară cumva, să spunem, să spunem așa puțin exagerat, în zigzag, pentru că depinde de rutele naționale. Este posibil să se facă acest lucru, s-au făcut pași foarte, foarte importanți în față, s-a ajuns la o eficiență a traficului suficient de mare, însă se pot face lucruri în continuare. Ce ar însemna un cer unic european? Ar însemna în medie 15 minute de zbor mai puțin la un zbor mediu de 2 ore. Ce înseamnă asta? Gaz mai puțin consumat, emisii de CO2 mult mai puține. Asta înseamnă și, până la urmă, și o reflexie în prețul biletelor. Deci mult mai confort pentru pasageri și o mult mai mare posibilitate de a controla ceea ce spuneați, numărul mare de zboruri care există în acest moment. Ați anticipat întrebarea mea, voiam să vă întreb care sunt beneficiile acestei globalizări europene, acestei puneri la un loc a spațiilor naționale într-unul singur, în spațiul aerian european. Deja le-ați amintit, v-aș întreba însă și pomeneați la un moment dat de anumite opoziții, anumite voci care sunt un pic împotriva. Am fost raportor pentru regulamentul SES din 2009, sunt din nou raportor acum pentru SES 2+. În principiu, vocile care sunt împotrivă vin din administrație, vin din administrațiile naționale pentru aviație, din partea de control de trafic, pentru că se consideră că s-ar micșora numărul de locuri de muncă și, bineînțeles, s-ar pierde din privilegii. Asta este situația. De fapt, să știți că monopolul acesta național într-un anume serviciu nu există decât în acest domeniu de control de trafic. Nu mai există monopol nicăieri în Uniunea Europeană. Ar pierde statul și bani? Se colectează niște taxe. Bun, se colectează niște taxe per Europa, nu s-ar pierde, numai că prin schimbarea rutelor, unele state ar pierde, alte state ar câștiga. De fapt, ce ar însemna acest cer unic european? Rute directe, altele decât cele care sunt acum, sau modificate într-o mică măsură, și centre de control de trafic, repet, bazate pe eficiență, eficiența traficului, nu pe granițele naționale.